Patru români cedetnie rom au fost umilite săptămâna trecută de către suporterii echipei PSV Eindhoven în centrul Madridului. Femeile s-au apropiat de mesele suporterilor cu intenția de a le cere bani, moment în care aceștia au început să arunce cu monede în ele. Una dintre femei este din localitatea constanțeană Kobadin. În așteptarea meciului din Champions League dintre echipele PSV Eindhoven și Atletico, suporterii primei echipe au considerat că se pot distra umilind patru femei rome care veniseră la cerșit. Aceștia au aruncat cu monede în ele, iar în schimbul banilor, ei le-au cerut să facă flotări. Ele nu au părut deranjate de batjocora la care au fost supuse, ba chiar s-au conformat. Una dintre aceste femei este din localitatea Kobadin. Se pare că ea a plecat în Spania în urmă cu aproximativ o lună în speranța că va face rost de bani pentru copii. Femeia, dar și mulți alții rom din localitate refuză să meargă la muncă, trăind de pe urma alocațiilor sau din cerșit. Alocații atâta, ce să fac aici? N-are muncă aici. Are copii? Are o groază de copii are acasă. Copiii a lăsat aici și a plecat la muncă în Spania? Da, nu știu. Duce de acolo. Dacă n-avem aici, tot să duce la străinătate ca să muncește pentru copii. Primarul susține că le-a oferit acestora posibilitatea de a lucra la firma de salubritate, la o fabrică de cărămidă ori în domeniul agricol, unde este foarte mare nevoie de muncitori. Însă aceștia au refuzat. Le este mult mai comod să trăiască din alocațiile copiilor ori să plece la cerșit în alte țări, unde pot câștiga într-o săptămână mai mult decât salariul minim din țara noastră. Am văzut la un post de știri acel film în care cetățenii de etnie români erau umiliți de acei cetățeni olandezi, aruncând cu banii ei sau ce, mă rog, ce s-a întâmplat în acel filmuleț. Din păcate, probabil așa înțeleg cetățenii de etnie romă care merg în străinătate să-și ducă traiul acolo, în loc să-și caute un loc de muncă cinstit și să obțină un ban pentru munca pe care o prestează acolo, merg la cerșit. Avem în comunitate peste 500 de cetățeni de etnie romă care sunt localizați, ca să spun așa, într-un cartier de locuințe. Primarul care a fost înaintea mea în funcție le-a alocat niște locuri de casă acolo și au construit niște case așa cum au putut ei. Cert este că foarte mulți dintre acești cetățeni în ultima vreme pleacă în străinătate. N-am de unde să știu cu ce se ocupă acolo. Cert este că nu toți care pleacă afară pleacă pentru un loc de muncă, ca să spun așa, cinstit și să-și câștige un ban acolo în mod cinstit. Nu știu ce să vă spun mai multe. Într-adevăr, situația lor în comunitate este destul de precară și datorită situației economice pe care o avem, dar și datorită mentalității multora dintre ei care nu înțeleg că banii se obțin prin muncă și nu prin cerșit. Și noi am avut problema asta la nivelul localității până acum câteva luni de zile, până când am angajat polițiști locali. Zona de centru a Kobadinului era frecventată zilnic de oameni care cerșeau. Dar atât adulți cât și copii. Au posibilitatea romii să se angajeze, să muncească, nu știu, aici în Kobadin? În Kobadin și în Kobadin ar fi locuri de muncă, pentru că nu avem o economie foarte dezvoltată în comună, dar în sectorul agricol se poate lucra. Vă dau un exemplu. De curând au solicitat și de la firma de salubritate oameni care să fie angajați pentru salubritatea comunei. Nu au fost doritori. Nu au fost doritori. Nu-și doresc lucrul ăsta. Avem o fabrică de cărămidă care funcționează, chiar dacă funcționează cu intermitențe datorită faptului că nu au o desfacere foarte mare. Dar foarte multe societăți sunt în domeniul agricol, unde încă este nevoie de forță de muncă. Din păcate, nu-și doresc. Persoanele de etnie romă din Kobadin refuză să aibă un loc de muncă, dar se plâng că nu au bani. În plus, ne fac de rușine peste tot în Europa.